Hora Bucovinei, organizată pe durata a două zile în tabăra Bucșoaia, a cuprins prezentare de obiceiuri și tradiții specifice stânei, o expoziție a produselor meșterilor populari, momente artistice susținute de ansamblul Ciprian Porumbescu și diverse grupuri folclorice, produse culinare specifice zonei, expoziții de animale, de utilaje agricole și forestiere. În prima zi au participat 5.000 de persoane, iar a doua zi prezența a fost de 14.000 de participanți. Au fost prezente 7 stâni, au putut fi admirați peste 20 de cai ai gospodarilor din zonă, cai din echipa de concurs și cei din rasa Shaghi Arab de la Herghelia Rădăuți, precum și cai din rasa Huțul și calul de Bucovina de la Herghelia Lucina. Expoziția a mai cuprins 5 rase de capre, precum și 62 de câini ciobănești. Parada gospodarilor a reunit peste 450 de gospodari din 20 de vetre folclorice din județ. Participanții au participat la o demonstrație de tăiere a lemnului, iar la final la un foc de tabără. Hora Bucovinei a costat anul acesta 80.000 de lei.